bonul kilometric care trebuie aruncat că să nu te apuce depresia chiar în pragul Crăciunului. Hei, ce faceți, Marilu? Și este aproape Crăciunul acesta, nu știu dacă este un vlogmas sau ce naiba este, dar mulți dintre voi m-au întrebat, hei, nu o să faci vlogmas? Hei, nu o să faci ceva în periodul Crăciunului? Și eram, wow, urmează și aia. Na, hai să începem acum, dacă tot mi-ați cerut acum câteva zile, hai să începem de acum. Aveam alt video pregătit pentru voi astăzi, dar am spus că, băi, dacă tot s-a întâmplat ceva în ziua de astăzi care are legătură cu Crăciunul, hai să vorbim despre asta, așa nume, da, jumbo haul și o pungă plină și inclusiv treaba asta pe care o vedeți în spatele meu, pentru că vreau să redecorez casa puțin. În două zile vreau să schimb și covorul, pentru că vreau să iau unul din alt material, mă gândeam să schimb și canapeaua, e ca și cum ne-am mutat aici de 5 luni, da, știți cum e. Dați-i aici cu mine astăzi la filmare. Vă mulțumesc pentru faptul că v-a plăcut atât de mult ultimul video în care am vorbit despre bagiocură, despre societate, despre greutate, despre un stil de viață sănătos și așa mai departe. Apăsați butonul de subscribe. Pe lângă asta, știți foarte bine că v-am promis o groază de chestii noi, mai ales odată cu anul ăsta nou care vine, pentru că avem hashtag Our New Beginning. Acum, pe bune, chiar întorcând de la oile noastre, vorbesc serios, asta chiar e un video de Crăciun. Urmează destul de multe proiecte pe care le am în acest decembrie, printre care vorbim de giveaway-uri, o să am vreo, nu știu, aproape 4-5 giveaway-uri, cam așa. Și campaniile și proiectele drăguțe și momentele drăguțe de Crăciun, desigur că o să vină odată cu acel follow pe care o să mi-l dați. Gata, nu mai cerșesc atâta. Hai să ne apucăm să vedem ce am cumpărat astăzi, pentru că în sfârșit a fost ziua în care am avut timp să mă duc câte ore am vrut ca să iau repuzită de la Jumbo pentru toate chestiile care urmează Crăciunul acesta. Surprinzător, n-am plecat de acolo cu 100 de pungi cum aveam în plan. Am fost mai chipzuită, ca să zicem. Treaba asta gigantică din spatele meu, mă rog, o să vă arăt eu mai bine, nu era în plan, dar, hei, neprevăzutul e mereu în magazine. O să las scaunul la sfârșit și acum o să iau pur și simplu random tot ce se află în această pungă. Sărbătoarea mea preferată din tot anul este Crăciunul, iubesc Crăciunul, mă simt excelent de Crăciun, știu că o să vină momente cu familia foarte mișto, știu că o să fim cu toți împreună, știu că toată lumea, mă rog, vrea să fie mai bună, mai nu știu ce, bă, măcar acum, măcar acum, dacă sunt niște nenorociți în restul anului, măcar acum de Crăciun, să fim și noi mai ok. Frate, glumesc, nu, e ok. Fiți bun tot anul. O să vă spun cam la fiecare chestie la ce-mi trebuie, că atunci când lumea spune, vai, dar de ce e recuzită? Oh my god, pentru că toate căcățișurile alea de Crăciun sau orice vedeți în pozele mele este gândit și calculat. Orice chestie din orice poză e pus acolo pentru că e gândit înainte. De asta să nu-ți fii content creator până la urmă. Aici avem una bucată Ren. Apropo, v-am spus de magazinul Jumbo, nu? Adică not sponsored sau ceva. Cred că oamenii ăștia au parte de atâta reclamă gratis pentru că sunt atât de mișto încât pur și simplu nu mai au nevoie de ceva plătit. Este un magazin, nu știu dacă e în alte orașe în afară de București, dar în București sigur sunt câteva. Magazin universal, găsești de toate, mai puțin mâncare, de fapt au și ceva mâncare. Cu decorațiuni, ornamente, cred că au și niște mobilă, whatever, la prețuri foarte, foarte accesibile. Majoritatea sunt made in China, dar credeți-mă că au o calitate foarte ok, adică nu e chinezărie de aia proastă, e chinezărie de aia medium spre maxim. Am luat doi reni la fel, doi reni frați. By the way, ați vrea un video în care vedeți cum am împodobit bradul cu Robert și cam cum arată atmosfera noastră de Crăciun și așa mai departe? Da, probabil o să fac asta. E ok. În stil minimalist, au vreo 30 de centimetri, cam așa. Și am luat pentru un proiect personal care va apărea în preajma Crăciunului, chiar zilele acelea, foarte drăguț, cu brad, cu, o să vedeți, o să vedeți, o să fie și pe blog, și pe Instagram, și peste tot. Mai departe, am luat această zăpadă artificială, cred că a fost 4 lei, nu vă spun prețurile pentru că chiar n-am nicio idee și nu o să mă uit pe bon ca o cretină, puteți pur și simplu să vă duceți în magazin, oricum nu depășesc mai mult de 15-25 lei chestiile astea. Cum ziceam, pentru mai toate pozele din perioada aceasta, din luna decembrie, zăpada artificială e binevenită. Hârtie de împachetat cadouri, evident, foarte ieftină, băi, deci la asta chiar vă spun prețul că a avut un preț genial, a fost gen 2 sau 3 lei. Cu tot felul de modele de-astea foarte funky, cu Moș Crăciun, cu culori, cu, mă rog, tot pentru pozele de detalii, am și aceste 3 chestiuțe. Sunt forme din polistiren cu glitter pe ele, se lipesc. În fine, o să vedem exact cum o să mă ajute, dar mi-a plăcut foarte mult și a avut un preț foarte bun, like 2 lei. Genul ăsta de artificiu într-o poză chiar schimbă foarte mult poza, mai ales dacă știi să faci poza. Wow, am luat această căciulită de elf pe care, da, abia aștept să o
port, sincer, pentru că o să fie foarte drăguță ideea mea pe care o am în cap cu ea. Și nu cu am doar pasta, mai am și asta, care e tot de elf, cred, dar e fără urechi și da, nu voiam două la fel. Abia aștept să văd ce o să iasă cu ele. Chiar sper să iasă ce am mâncat, frate. Chiar vrem să fie un Crăciun cheesy, în care, pe lângă că o să împodobim foarte drăguț toată casa, o să facem fucking cookies. Am luat aceste forme de cookies și chiar sper că o să se vadă că sunt cookies cu formele astea când o să le facem. Adică sper să nu fie genul ăla de cookie care arată foarte bine când o pui în cuptor și atunci când iese arată efectiv ca o balică în deșert. Aparent am mai găsit o stea din aia care se lipește. Da, uitați că am luat-o. Factura, dar nu cred că trebuie să vă arăt. Da, am luat-o după firmă. Evident. Așa, deci măi, voi credeți că noi vloggerii, acești influenceri ai vieții, voi credeți că nu lucrăm legal? Pă, dezamăgitor. Ok, acum ceva superb, absolut mirobolant, sunt acești brăduți, mi se par, doamne, fenomenal de frumoși și de finuți și în stilul ăsta foarte modern, nu neapărat chicios. Am pur și simplu peste tot pe mine deja în glitter, dar anyway, o să fie foarte, foarte drăguț sub bradul de Crăciun, bradul nostru de Crăciun care o să fie de plastic, încă nu ne-a venit, îl așteptăm, am dat comanda. Sfatul meu pentru voi, lăsați naibii tradițiile alea cu trebuie bradul să fie natural ca să miroasă a brad în casă, pentru că brazii cresc extraordinar de greu și noi îi tăiem doar ca să-i folosim, nu știu, o lună și după aia să-i aruncăm. Este jalnic din partea noastră ca oameni, așa că lăsați-i acolo de unde sunt ei și apelați la varianta de plastic. Oh, și dacă vreți neapărat să put a brad în casă, frate, nu știu, luați-mă un deodorant de la căcat, era la Jumbo cu 3 lei, unul puneai și puteai toată casa a brad. How cute is this? Scoși din acela pe care să-l dați pe cadouri și, doamne, cred că nici măcar nu o să înfășor neapărat cadourile cu treaba asta, ci doar o să-l păstrez, pentru că este absolut adorabil. Chiar anul ăsta nu m-am gândit la niciun cadou pentru nimeni, nu pot să cred, am rămas în urmă cu asta. De aici jos? Pentru poze, cât și pentru brad, am luat acest set superb de 3 cadouașe. Mă rog, nu stire de cea mai bună calitate, pentru că aparent deja ăsta mi se desface. Dar acum pe bune n-o să las moștenire la nepoți, așa că e ok. Poate să se strige după Crăciunul ăsta, că a fost, cred că, gen 10 lei. Doamne, deci pur și simplu am nose gasm. Nouă ne place foarte tare să ardem lumânări, cam în fiecare seară. Avem o disperare cu treaba asta și tocmai ni s-au terminat. Aveam lumânări artizanale foarte mișto de la niște parfumerii artizanale. Am zis totuși să încercăm treaba asta de 15 lei de la Jumbo, care miroase fenomenal. Deci miroase a scurțișoară cu zmeură cu căpșune. Nu, deci vă dați seama, sunt total leșinată, cred că închid video-ul ăsta și stau numai cu nasul ăsta. By the way, am făcut o oprire și la Pepco, nu, scuze, nu la Pepco, la Jisc, doamne, Jisc, de unde am și treaba asta din spate. Am luat această, nu știu, candle holder, sper că ați văzut home tour-ul de acum vreo 5 luni. Da, este cu alb, casa noastră mai toată este albă, deci este perfect, aici se bagă o lumânare. Vă jur că mă fascinează pur și simplu magazinele de home, deco și mobilă. Wow, mai mult decât mă fascinează magazinele de haine sau de pantofi, de orice altceva. Îți schimbi căminul, mă uit la fiecare lucru în parte și mă gândesc, wow, cum mi-ar schimba obiectul respectiv căminul. Adică mi se pare că cumva o mult mai mare importanță itemurile din magazinele acestea față de haine sau alte chestii. Adică pentru mine e căsuța mea, e casa mea, e locul meu intim, locul unde îmi știu eu toate alea. Gagici, gospodine, dacă vreți ceva de șters la gazul jujuc, beton, care să vă mulțumească total și care mai e și 4 lei, credeți-mă, eu, obsedată de curățenie, care în fiecare seară când ajunge acasă face curat în toată casa, aceste treburi de la Jumbo sunt the best. Sunt the shit. Se curăță aragazul, orice grăsime, orice ar fi acolo, se ia imediat. Cu toții știm că vine Crăciunul în momentul în care vedem astea peste tot. Nici măcar nu știu cum se numesc exact, dar le-am luat pentru poze. Probabil nu o să le mănânc pentru că e doar zahăr rafinat. 4 lumânărele, fără miros, depus așa frumos prin casă, se romantice, pentru că nu suntem acești romantici incurabili, nu? Ah, alte chestii care sunt the shit în casa noastră, aceste săculețe scented, un miros foarte frumos, care se eliberează treptat, se agață, după cum vedeți, au această parte care se agață de bara dulapului. Dacă îmi deschizi acum dulapul, o să vezi două de-astea și o să îți vină așa un val de aromă din asta exotică. Aromă de lemn de santal. Pentru că nu m-au săturat dulciurile, am spus să iau și varianta de plastic gonflabilă de la
treaba aceea care candy cane, nu știu cum se cheamă. Și mai avem aici una bucată blat cu glitter, pur și simplu este un blat de bucătărie. Ar fi el. Eu l-am luat pentru că urmează să am o campanie cu o firmă de bijuterii, nu pot să vă spun acum detalii, o să vedeți pe Instagram, și am avut nevoie de el ca fundal pentru când vreau să pozez bijuteriile, pentru când vreau să pozez tot felul de detalii, știți? Și acesta este un background perfect, mai ales pentru sărbători. Și acum că am terminat cu toată punga asta gigantică, Doamne, m-am umplut de glitter, deci nu pot să cred ce mi-au făcut brazii ăia. O chestie foarte mișto pe care am luat-o sunt aceste crenguțe aurite, care au, deci au fost foarte ieftine, au fost 20 de lei, nu mi-a venit să cred. Dacă vedeți voi, sunt împletite cu luminițe. O să închid așa ușor, ușor lumina ca să vedeți cam cum se vede. Uitați cât de mișto. Am luat două seturi de crenguțe din acestea. Unul este chiar aici, așa, al doilea. Și am spus că totuși vreau să stea în picioare, că n-aveau nimic atașat aici, așa că am luat aceste vaze, cred că sunt vaze, dar știi, se joacă pe aici, scuze dacă au zis chestii. Sunt dintr-o sticlă foarte grea, astfel încât atunci când băgăm, upsi, treaba respectivă în vază, o să stea. Aleluia, aleluia, alela. Da, bateriile astea atârnă pe aici, nu prea am ce să le fac. Anul viitor cred că ne mutăm undeva la 3 camere și Doamne, ce o să fac acolo. Deci vă dați seama, o să fiu nebună. O să vreau să am colți de citit, colți de nu știu ce, yoga. Avem aici altă treabă pentru recuzită, și anume lumini drăguțe, tot așa foarte cozy. Doamne, deci mi-a plăcut atât de mult. Sunt pur și simplu niște becuri, știți? Cu lumini destul de difuze. Nu știu, cred că are un metru treaba asta și o să mă ajute din nou foarte, foarte mult. Acestea au fost mai scumpe, acestea sunt din Jis, că am dat vreo 50 de lei pe ele. Și acum am păstrat cea mai mișto parte pentru final, spice-ul acestei serii, acestui vlog. E acest scaun din bambus. Pur și simplu am spus că eu nu pot să plec fără așa ceva. Și uite, chiar o să vă iau ca să observați cam cât de mișto poate să fie. Mă rog, vedeți ce dezastru este aici. Da, sunt plină de toate cele. Abia aștept să găsesc și un loc în casă. Momentan stă aici pentru că abia am ajuns de la magazin. Ei, ghiciți ce? Partea aceasta pur și simplu se ia. Adică puteți să faceți ceva și cu ea separat. Atât de bine stau eu în el. Oh, Doamne, atât de confortabil. Da, deci sper că vă place scaunul meu, sper că vă place ce mi-am cumpărat. Bun, cam acesta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut ce recuzită am luat pentru acest Crăciun. Stați cu ochii pe Instagramul meu să vedeți ce v-am pregătit pentru zilele acestea de sărbătoare, de fapt luna aceasta, că mai avem o lună întreagă în față. Eu o să fiu aici în scaunul meu din bambus. Gata, vă pup, lăsați în comentarii. Dacă voi o să vă faceți cumpărăturile de la Jumbo, dacă vă place magazinul, dacă vă place la JISC și oricum mai spuneți-mi de unde în general vă cumpărați voi tot felul de accesorii și decorațiuni de Crăciun. Nu cheltuiți prea mult, gândiți-vă că foarte multe chestii sunt doar o strategie de marketing, ok? Nu vă spun Crăciun fericit, că ne mai vedem de multe ori până atunci. Mua!